Stimați parteneri, stimați toți cei care s-au conectat cu noi astăzi live, probabil timpul de afară anume predispune pentru o discuție online, vă spunem bun venit la dialogul nostru de politici, în care ne propunem să discutăm despre învățământul profesional tehnic și anume să punem în discuție acele deprinderi de viață pe care le au tinerii din învățământul profesional tehnic și cum aceste deprinderi îi pot ajuta să se integreze mai ușor pe piața forței de muncă. Este foarte bine cunoscut faptul că piața muncii este una foarte competitivă, iar cerințele pieței de muncă deseori se schimbă cu o viteză mult mai mare decât noi îi putem face față. Deja de mulți ani de zile se fac studii, topuri ale celor mai importante competențe non-cognitive și sociale, care, pe lângă profesia pe care o deții, devin chiar mai importante pentru o reușită în viața personală și cea profesională. Este cert faptul că starea de sănătate, starea de bine, comportamentele sănătoase influențează direct capacitatea de a te manifesta pe piața forței de muncă. Și, cum ziceam, sunt un șir de studii și dovezi care arată că atunci când tinerii manifestă careva comportamente riscante, acești tineri au mai puține șanse să se angajeze în câmpul muncii și să-și realizeze pe deplin potențialul său în viață. Anume, asta ne propunem să discutăm astăzi, în baza unui studiu care a fost realizat în instituțiile din învățământul profesional tehnic privind cunoștințele, atitudinele și practicile pe care le au tinerii și elevii din aceste instituții privind comportamentele sănătoase și deprinderile de viață. Vreau să menționez că acest studiu face parte dintr-un program mai amplu care este implementat în instituțiile de învățământul profesional tehnic de către Fondul ONU pentru Populație în Republica Moldova cu sprijinul financiar din partea Agenției Austriece pentru Dezvoltare și în cooperare și coordonare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Acum aș vrea colegii să proiecteze agenda, pentru că aș vrea să vă invit într-o mică călătorie a evenimentului de astăzi, ca să vedem care sunt subiectele pe care le punem în discuție și cine sunt invitații noștri de astăzi. Vă rog! După cum vedeți, și mă bucur foarte mult că la deschidere vom avea secretari de stat de la ambele ministere, de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, două instituții de bază care joacă un rol crucial în dezvoltarea tinerilor din Republica Moldova. După care vom avea mult așteptată prezentare a rezultatelor studiului despre care v-am vorbit și după asta avem un șir de invitați speciali pe care o să invităm să vină cu reflecții asupra rezultatelor studiului și propuneri și recomandări pentru a îmbunătăți anumiți indicatori sau anumite situații despre care vom vorbi astăzi. Și nu în ultimul rând, vom deschide un panel de discuții unde vom invita pe toți cei care sunt conectați astăzi să vă exprimați opinia asupra rezultatelor studiului, să veniți cu practica și experiența dumneavoastră și nu în ultimul rând așteptăm recomandări din partea fiecăruia dintre dumneavoastră. De aceea vă rugăm să fiți alături de noi până la finalul acestui eveniment unde, cum ziceam, vom deschide posibilitatea fiecăruia celui care este conectat, fie live, fie online, prin comentarii, prin mesaje, dar și să vă conectați ca să vă puteți exprima opinia. Acum aș vrea să o invit pe doamna Griu, secretar de stat la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Doamna Griu, vă rugăm să ne spuneți foarte mult care este viziunea Ministerului pe care îl reprezentați despre importanța pregătirii elevilor, în special a celor din învățământul profesional tehnic, nu doar din perspectiva profesiei pe care o obțin, dar și din perspectiva unor deprinderi și abilități de viață. Vă rugăm foarte mult! Mulțumesc foarte mult, distinsă doamnă Natalia Plugaru,
Stimați parteneri, distinsă doamnă secretar de stat de la Ministerul Educației, de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, doamna Tatiana Țătâc, doamna Neghina Bazada, domnule Günther Zimmer, sunt onorată să particip astăzi la acest eveniment și să împărtășim cu dumneavoastră împreună experiențe, opinii, convingeri constructive cu privire la calitatea procesului educațional în învățământul profesional tehnic și cu privire la dilemele cu care se confruntă tinerii din acest sistem. Țin de la început să exprim mesajul de gratitudine al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru partenerii noștri fideli, care constant oferă suport instituțiilor profesional-tehnic din țară, fiecăruia dintre cele 91 de instituții, pentru că atunci când vorbim despre aceste 91 de instituții, de fapt avem în vizor peste 44,9 mii de elevi care sunt încadrați în acest proces educațional și de o comunitate foarte muncitoare și străduitoare de cadre didactice, cadre de conducere, a căror scop este evident să asigurăm relevanța studiilor elevilor noștri, dar cu toții înțelegem că relevanța și calitatea studiilor este direct legată de starea de bine a copiilor și de capacitatea noastră de a le oferi răspunsuri la întrebările pe care tinerii din ziua de astăzi le au. De aceea vreau să exprim cuvântul de gratitudine pentru Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, pentru această inițiativă și pentru că a demarat realizarea studiului și să exprim deopotrivă recunoștință pentru partenerii noștri fideli cu care implementăm de asemenea mai multe proiecte educaționale de succes, Agenția Austriece de Dezvoltare, care a susținut acest demers. Cred cu tărie că este foarte important în secolul 21 să asigurăm formarea tinerilor acelor competențe relevante pentru secolul 21 și în contextul acestor competențe, competența de comunicare asertivă, competența de interacțiune, relaționare, creare de relații, competența de a avea reziliență în situațiile complexe, precum, de exemplu, este situația pandemică pe care o trăim, competența de a avea idei și de a vedea pașii, cum aceste idei pot fi realizate în viață, competențe privind sănătatea reproductivă, educația sexuală, sunt elemente cheie care, de care un tânăr în secolul 21 are foarte multă necesitate. Ne dorim cu toții ca tinerii noștri să fie activi, să manifeste comportamente proactive social, să cunoască de unde pot afla răspunsurile la întrebări, să cunoască cine sunt persoanele de încredere și cum pot să construiască relații corecte și sigure pentru ei. Pentru că acest element este fundamental și le determină în mare parte și proiectul de carieră și, cum ziceam inițial, starea lor de bine. Înțeleg că din studiul la care vom avea oportunitatea să asistăm, vom afla mai multe lucruri, poate că interesante, poate că lucruri care ne pot pune în... ne pot responsabiliza și mai mult cu privire la necesitatea de a investi mai mult efort pentru a-i ajuta pe tineri să-și dezvolte, să-și formeze acele abilități necesare și comportamente sănătoase în viața de zi de zi, viața cotidiană, alături de competențele profesionale, competențele pentru viață. Cunosc că după ce în anul 2012 a fost aprobat curriculum decizii pentru un mod sănătos de viață,
A fost un număr semnificativ de copii care au beneficiat de acest curs și avem convingerea că există o diferență clară între atitudinea și comportamentele pe care le manifestă tinerii care au fost informați, tinerii care au avut acces la informații relevante și care au putut să-și formeze anumite atitudini prin implicare, prin studii de caz, prin analize, prin documentare, lucru foarte și foarte important pentru ei. Ceea ce am pentru mine o convingere foarte temeinică e că astăzi tinerii au nevoie și de alte conținuturi și tinerii ne spun că au multe semne de întrebare la care singuri nu găsesc răspuns. Tinerii care sunt o categorie din ei și orfani albi cu părinți care nu sunt acasă sau fără părinți mai grav sau cu părinți care nu știu să le ofere răspunsuri, acești tineri ne zic că e foarte interesant ce învață, dar sunt lucruri din viață la care ei nu găsesc răspuns la școală. Și cred că datoria noastră este să asigurăm împreună calitatea programelor educaționale și cât mai des să aplicăm urechea la ideile pe care acești tineri le au, ca să fim relevanți și să fim în pas cu tinerii de astăzi. De aceea mizăm foarte mult în continuare pe colaborarea constructivă pe care o avem cu echipa Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, pentru că sunt subiecte de interes comun care pot să-și atingă finalitatea doar printr-o abordare intersectorială. Și sentimentul meu puternic este că voința și motivația de care dăm dovadă cei care suntem în această conferință pot contribui eficient la realizarea acestor deziderate despre care am pomenit. Doresc tuturor mult succes, să avem un eveniment util și interesant deopotrivă. Mulțumim mult! Vă mulțumim foarte mult, doamna Griu, și mulțumim foarte mult Ministerului pentru deschiderea de a discuta într-adevăr acele competențe pe care le-ați menționat, care sunt importante în pregătirea și dezvoltarea tinerilor, dar m-ați menționat dumneavoastră despre importanța de a pleca urechea la tineri și de a asculta care sunt necesitățile și nevoile lor în procesul educațional. Mersi foarte mult! Acum aș vrea să ofer cuvântul doamnei Tatiana Zatyk, secretară de stat la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Doamna Zatyk, sistemul de sănătate joacă un rol esențial în promovarea comportamentelor sănătoase în rândul tinerilor. Care este viziunea Ministerului în acest sens și cum credeți cât de importantă este și cooperarea intersectorială pentru a promova comportamente sănătoase și a dezvolta deprinderi de viață în rândul tinerilor? Vă rugăm! Vă rugăm să conectați microfonul. Scuze! Bună ziua tuturor! Îmi face o deosebită plăcere să particip la acest eveniment important organizat cu suportul UNFPA și Agenției Austriece de Dezvoltare. Este un eveniment în care se va discuta și se va prezenta rezultatele studiului de evaluare a cunoștințelor, atitudinilor și practicilor privind sănătatea și deprindere de viață ale elevilor din instituțiile de învățământ profesional-tehnic. Este un subiect care, de fapt, ne bucură că este pe agenda Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, deoarece avem un parteneriat foarte bun și foarte, cum a fost menționat de către doamna secretar de stat, sunt niște competențe intersectoriale care stau la baza formării deprinderilor și abilităților de viață ale tinerilor.
Sănătatea tinerilor pentru noi este o prioritate enormă, deoarece este inclusă în majoritatea documentelor de politici și aici aș vrea să menționez acel document de bază, Politica Națională de Sănătate, unde tinerii sunt acea categorie de populație prioritară pentru care sunt stabilite anumite activități pentru a dezvolta comportamente sănătoase și în acest context Ministerul, cu suportul organismelor internaționale, Organizației Mondiale a Sănătății, Fondul ONU pentru Dezvoltare, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, a dezvoltat în toate teritoriile țării centre de sănătate ale prietenoase tinerilor care vin cu acele răspunsuri la întrebări pentru tineri și este foarte important ca tinerii să ajungă la aceste servicii și invers, ca serviciile să ajungă la fiecare tânăr care este în dificultate și are nevoie de a găsi răspuns la întrebări ce țin de factorii determinanți de sănătate, ce țin de comportamentele sănătoase. Și acest studiu care a fost realizat vine să completeze studii similare care au fost realizate cu suport, la fel cu suportul organismelor internaționale pentru a vedea care este gradul și care sunt comportamentele tinerilor și factorii determinanți asupra sănătății tinerilor din țara noastră. Ne bazăm pe evidențe, ne bazăm pe rezultate pentru a veni cu intervenții corecte în abordarea problemelor tinerei generații. Este important, într-adevăr, ca fiecare tânăr să fie tratat de la egal la egal. Noi suntem cei care promovăm această atitudine față de tinerii noștri și ne dorim foarte mult ca acele întrebări care le au ce țin de sănătatea lor, în special avem în situația de pandemie, atunci când tinerii contactează mai puțin, dar au acces la informație multă, să știe să selecteze informația corectă, să cunoască unde se adresează și cine este alături pentru a veni cu o informație utilă pentru a preveni comportamentele nesănătoase și pentru a asigura o stare de bine și o sănătate bună a tinerilor noștri. Este important și contextul acestui studiu, deoarece un tânăr sănătos este cel care poate să fie angajat în câmpul muncii. Este important ca fiecare tânăr să conștientizeze acest lucru, deoarece pentru a prospera și pentru a avea și o avansare ulterioară în carieră, desigur, trebuie să aibă și comportamente sănătoase pentru a nu admite situații de gen abandon a școlii, abandon a studiilor din cauza sarcinilor nedorite sau alte probleme care se confruntă tinerii în ziua de astăzi. Este bine că avem alături UNFPA, Fondul ONU pentru Populație, cu sprijinul permanent care îl oferă Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în diverse proiecte care sunt anume direcționate spre sănătatea sexuală și reproductivă. Este un domeniu foarte important și foarte sensibil, care deseori tinerii
nu găsesc răspuns la întrebare și încă o dată vreau să îndemn cei care sunt pe fir și ascultă acest dialog de politici că avem centre de sănătate prietenoase tinerilor care sunt în fiecare teritoriu și puteți să vă adresați către profesioniștii din aceste centre că într-adevăr sunt profesioniști în domeniu și pot acorda acele sfaturi necesare și acele recomandări necesare pentru a preveni anumite situații nedorite. Avem Ministerul Educației, Tineretului, Culturii și Cercetării, care de asemenea are în curicula sa subiectul sănătate și deprindere de viață și aceasta este foarte important pentru dezvoltarea comportamentelor sănătoase în rândul tinerilor. Și cred că și acest studiu de astăzi, care rezultatele căruia vor fi prezentate, ne vor veni cu anumite rezultate și recomandări care vor servi drept sprijin pentru următoarele intervenții la nivel de politici, la nivel de acțiuni, care vor contribui la îmbunătățirea sănătății tinerei generații din țara noastră. Doresc succes acestui dialog de politici și doresc foarte mult ca acest dialog să fie foarte constructiv și într-adevăr să vină cu noi abordări de perspectivă care ar contribui la îmbunătățirea sănătății tinerilor din țara noastră. Vă mulțumesc mult și vă doresc succes tuturor! Vă mulțumim foarte mult, doamna Tatiana Zătic, pentru reflecțiile dumneavoastră din partea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și, într-adevăr, cum ați menționat și dumneavoastră, și în cadrul acestui program încercăm să creăm legături și parteneriate mai strânse dintre instituțiile din învățământul profesional tehnic și elevii de acolo și centrele de sănătate prietenoase a tinerilor Youth Clinic, care sperăm noi să ajute și să contribuie la promovarea unui mod sănătos de viață și a unor comportamente sănătoase în rândul tinerilor. Vă mulțumim foarte mult! Cum am zis, mă bucur foarte mult că reprezentanții ambelor ministere sunt prezenți astăzi la acest eveniment pentru a discuta și cooperarea intersectorială în acest sens. Acum aș vrea să o invit pe doamna Galina Lișco, care este șefa Centrului Național de Resurse în Servicii de Sănătate Prietenoase Tinerilor Neovita și care, de fapt, este cercetătoare principală a echipei care a implementat acest studiu în învățământul profesional tehnic și vrem să auzim care sunt rezultatele acestui studiu cu privire la cunoștințe, atitudini și practici pe care le au elevii din instituțiile din învățământul profesional tehnic și cum putem să intervenim ca să îmbunătățim situația acolo unde este nevoie. Este momentul de bază al acestui eveniment și vă invit pe toți să auzim rezultatele acestui studiu. Doamna Galina, aveți cuvântul. Bună ziua tuturor, bună ziua, stimați colegi de la ministerele noastre și a sănătății, și a educației, culturii și cercetării, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, tuturor partenerilor, a fost o provocare foarte mare pentru noi în timp de 20 de minute să prezentăm, să vă facem cunoștință cu rezultatele voastre obținute. Eu am să încep cu partajare de ecran. Așa, ca să nu reținem timpul. Un moment. Vrem să vă propunem atenției dumneavoastră aceste rezultate destul de importante pentru noi. Sunt unele rezultate foarte interesante și, de fapt, unicitatea acestui studiu în comparație cu alte studii cu care noi am lucrat în decursul ultimilor decenii în sănătatea adolescenților. Pentru prima dată, acest studiu a demonstrat foarte clar cât de mult influențează participarea la un program de formare a deprinderilor de viață elementare sau de educație pentru sănătate complex
comportamentele de sănătate și multe abilități de viață ale viitorilor noștri cetățeni, care, de fapt, pe baza lor, ia uitați-vă, 44.000 de elevi. Astea sunt baza, de fapt, a economiei țării noastre. Și de ei depinde foarte mult cum vom trăi noi în perioada imediat următoare. Și una dintre realizările acestui studiu, iată, sunt aceste date și unele alte date care ne vorbesc mai detaliat în aceste instituții de învățământ, unde preponderent sunt adolescenți și cum sunt de acord, eu nu vreau să mai repet ce a spus doamnele secretari de stat de la ambele ministerii unanim. Nu poate fi performanță în lucru, nu pot fi rezultate foarte bune în angajare dacă nu este o stare bună de sănătate. Și noi tare mult, ca specialiști care se confruntă deja cu urmările, ne-am dorit ca sănătatea în instituțiile de învățământ și promovarea ei să devină o valoare și o, spunem, o prioritate reală, nu numai dorită, da, dar reală. Deci acest studiu, el, după cum a spus și doamna Natalia, el se implică în acest mare proiect care a Fondul Națiunilor Unite pentru Populații în instituțiile învățământului profesional-tehnic și își propunea ca scop evaluarea cunoștințelor, comportamentelor legate de sănătate în rând elevilor din învățământul profesional-tehnic, precum și întreprinderilor de viață care le ajută în carieră. Deci și-a propus câteva obiective cheie de cercetare. Pe de o parte, evaluarea cunoștințelor, atitudinilor, practicilor legate de comportamentele de sănătate, riscuri și riscante și protective. Pe de altă parte, a doilea obiectiv, estimarea competențelor sociale ale tinerilor, în special care pot dezvolta bunăstarea socială. Următorul obiectiv asta, identificarea abilităților de viață ale tinerilor în contextul lor socioeconomic, adică niște factori determinanți care ar putea să influențeze starea lor de sănătate, de bine și de performanță, pe urmă și academice și de muncă. Și desigur că iată ca final evaluarea abilităților de angajare și toate aceste obiective au fost focusate paralel de a vedea cum a influențat, că s-a vorbit deja, că din 2012 a fost acest curs, care inițial a fost unul obligator, pe urmă a devenit unul opțional. Nu în toate ce școlile se preda acum, dar chiar și în forma cum el a rămas. Desigur că necesită perfecționare, să vedem cum el a influențat comportamentele tinerilor. Deci, în contextul scopului și obiectivelor propuse, studiul a fost proiectat ca un studiu de bază la început de acest proiect mare care îl implementează Fondul Națiunilor Unite împreună cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în cele 12 instituții de învățământ profesional-tehnic pilot și alte 8 instituții au fost selectate ca control, ca să noi să vedem după o perioadă oarecare, să avem încă mai multe evidențe cum toate implementarea a mai multor măsuri complexe la nivel de astfel de instituții, cum schimbe mai mulți parametri de sănătate, dezvoltare, bunăstare și posibilitate de angajare a acestor tineri, care e foarte important pentru economia noastră. Deci a fost realizat pe un eșantion de 923 de elevi și elevi din aceste 20 de instituții de învățământ profesional-tehnic din Republica noastră. În vârsta medie a fost a respondenților între 15 și 19 ani, vârsta medie fiind 17 ani. Majoritatea au fost fete, mai puțin băieți și asta structură o corespunde în genere cu structura de elevi care se află în aceste instituții și studiul a fost focusat pe două metode complementare, metoda cantitativă despre care am vorbit cu acest eșantion și metoda calitativă care s-a focusat pe organizarea a 5 focus grupuri, 2 dintre care a fost cu cadre didactice și 3 cu elevi, inclusiv și elevi cu nevoi speciale. Deci acestea sunt participanții noștri la studiu și rezultatele cheie.
Despre participanți, înainte de a merge la rezultate, vreau să mai spun încă câteva momente în contextul factorilor determinanți. Cum a spus și doamna secretar de stat, o treime din respondenți au ca minimum un părinte plecat la muncă peste hotare și 6,6% ambii părinți plecați. Asta este un factor care ne influențează foarte mult și ne pune în vulnerabilitate, desigur, că generația în creștere. Și majoritatea respondenților care învață în aceste instituții sunt de proveniență din mediul rural, în circa 60%. Și ca rezultat? Pe de o parte, noi avem rezultate concludente cu alte studii, cum ar fi studiul de comportamente de sănătate a copiilor de vârstă școlară HBSI. Pe de altă parte, avem unele particularități. Avem aceeași tendință că, în principiu, în adolescență, ei se simt și elevii din aceste instituții la fel. În 90%, practic, în majoritate, se consideră că starea lor de sănătate este foarte bună și excelentă și, de obicei, asta nu depinde de bunăstarea lor și perceperea, nu totdeauna depinde de momentele obiective ce le se întâmplă, că, întrebându-i în continuare, noi vedem peste 11% din ei au indicat că au patologii cronice, boli de lungă durată, pe de o parte. Pe de altă parte, o treime, mai mult de o treime, iată, vedeți, au raportat două sau mai multe semne de boală cu, mai des de o dată pe săptămână în decursul ultimului jumătate de an. Mai des aceste semne le raportează fetele, vedeți, în 44,2%, mai rar băieții. Asta este, era despre sănătate fizică, despre sănătate emoțională. Pe de o parte, noi avem situația nu așa de bine ca bunăstarea fizică. Aici deja, chiar și per general, numai două treimi din respondenți au raportat un nivel sporit al bunăstării emoționale. Și datele ne arată că, iată, o patrime din ei indică săptămânal și mai des stare de apatie. În o cincime din cazuri, iritare, nevrozitate, dispoziție proastă. O altă, alți 20% stare de neliniște, alții stare de stres sporit. Și mai ales în legătură cu situația de pandemie, o patrime, că datele colectate au fost colectate în octombrie-noiembrie 2020, în pandemie, cu restricții foarte multe, nu sunt mai multe decât acum, dar oricum deja o patrime din toți elevii s-au simțit mult mai stresați în această perioadă pandemică. Vreau să menționez chiar la acea perioadă, spunea 1,5%, au spus că au trecut deja prin COVID, 8% că cineva din rude a fost bolnav și aproape 2% că au pierdut deja cineva din rude în legătură cu COVID-ul. Deja erau impactul acestei situații. Și fetele raportează stări de dezbalanță emoțională mai des decât băieții, dar asta încă nu înseamnă că băieții nu le au. La noi trebuie să luăm, stratăm datele, noi să vorbim cu atenție în funcție de băieții n-ar trebui să plângă și chiar în studiu aceasta poate fi o limitare. La fel, în focus grup s-au discutat ce probleme de sănătate se confruntă elevii în timpul practicii de producție, care de fapt e prima contact cu locul de lucru. Și iată, desigur că participanții, elevii singuri au enumerat o serie întreagă de probleme, în primul rând stresul sporit. Inclusiv din cauza lipsei experienței profesionale, ne-am gândit că e o stare normală, dar poate ne gândim cum noi asigurăm adaptarea lor mai armonioasă. Tulburările de vedere, mai ales la cei din sectorul informațional, de tehnologie informațională. Surmenajul sau obezitate din cauza lucrului sedentar. Cadrele didactice la fel văd foarte multe probleme la tinerii care vin în mod special, diferite semne, dureri de spate, mâini sau picioare, oboseală intelectuală, lipsa rezistenței fizice. Adică noi vedem, în acest slide ne spune clar că capacitatea de adaptare pentru a începe cariera de producție este una care necesită a fi fortificată și trebuie de gândit cum de reorganizat procesul de angajare ca să fie cu o adaptare mai eficientă.
Și desigur, cum s-a vorbit, că în cadrul studiului noi ne-am uitat la mai multe abilități sociale, au fost niște indicatori complexi care în cadrul unui indicator au studiat un set întreg de abilități și vedem că acest set complex, o listă standardizată, da, numai o cincime din respondenți l-au bine dezvoltat. De exemplu, pot vorbi liber cu o persoană? Băieții mai bine ca fetele, în general, ceva mai mult de jumătate de băieți și doar o treime din fete. Se autoapreciază pozitiv, iată, pe aproape 45% de băieți și numai 35% o treime de fete. Și iarăși, și aici se vede corelația că elevii care au studiat cursul, au trecut prin cursul deciziei pentru un mod sănătos de viață, au aceste deprinderi de relaționare mai bine dezvoltate decât cei care n-au trecut prin acest curs și aceste diferențe sunt destul de semnificative. Chiar în modul în care este acum la moment cursul. Deci, iarăși, și abilitățile de angajare. A fost aplicată în cadrul cercetării o scară standard de angajabilitate care poate fi folosită focusându-se pe, într-adevăr, deprinderile de inteligență emoțională și alte deprinderi necesare și vreau să vă zic că, iată, numai 11%, să zicem, 1 din 9 elevi care învață au acest set complet dezvoltat de abilități de a se angaja în câmpul muncii. Păi trebuie să ne punem foarte multe întrebări, semne de întrebări. Noi îi pregătim și mai departe cu ce ei iesă. Deci, iată, vedeți că 43,4% nu au abilitatea de a lucra eficient, independent, de sine stătător. Aproape jumătate nu au abilitatea de a lucra ca parte a echipei. O altă peste jumătate nu au capacitatea să lucreze cu oameni și cu abilități diverse și în medii diverse. Și acestea sunt doar câteva momente cheie care este de îngrijorat, trebuie de revăzut. Noi pentru ce pregătim? Pur și simplu depunem foarte multe eforturi, angajăm foarte mulți profesori și așa mai departe și la urmă, care e rezultatul nostru? Și iată, vedeți, că abilitățile de angajare în câmpul muncii sunt de 2 ori mai dezvoltate în rândul elevilor ce au studiat cursul decizii pentru un mod sănătos de viață față de cei care n-au studiat. Chiar și în formatul care acum se preda cursul, încă nu foarte adaptat la toate aceste cerințe. Un factor foarte important care prima oară l-a studiat în cadrul instituțiilor de învățământ tehnic studiu sunt valorile spirituale. Este unul dintre factorii principali de protecție și de formare rezilienței în situații de criză. De ce am hotărât să vă arătăm acest indicator și el este o bază foarte bună de a dezvolta alte abilități de adaptare și de reziliență. Și vedeți că numai 43% din respondenți au marcat ca important un set întreg de valori general umane sistematizate la nivel internațional ca setul de valori general independent de religie, independent de orice. Cu toate că multe din valori, vedeți, sunt diferite, începând că să fiu bun cu alte persoane, să am grijă de natură și așa mai departe. Aici, iarăși, la fel, este necesar de lucrat, de a vedea omul în adaptarea lui în mediul în care noi trăim. Vă zic că noi studiul ăsta l-am organizat ca unul foarte complex de a vedea în genere cum noi interacționăm cu lumea, adică elevii. Pe lângă aceste abilități, studiul, cum am spus anterior, s-a focusat și pe niște deprinderi foarte clare de mod sănătos de viață. Iată, cele mai simple, alimentația sănătoasă și activitatea fizică. Păi iată, ce vreau să vă zic, zilnic, doar 4 din 10 elevi iau micul dejun. Doar 2 din 10 elevi consumă zilnic fructe și legume. Dar pe de altă parte, 1 din 3 elevi consumă zilnic dulciuri. Și unul cu mult mai des, adică, și cu mult mai des, la fel, consumă zilnic băuturi carbogazoase. O altă îngrijorare foarte mare, care noi o vedem și în studiul HBC și aici, că noi am făcut niște, deci am folosit aceleași întrebări, doar 1 din 8 elevi practică cel puțin de 60 de minute de activitate fizică pe zi, doar 1 din 8. Pe urmă, noi investim foarte mulți bani cu toții în patologie cardiovasculară, în patologie și așa mai departe.
Comparativ cu băieții, fetele practică activitatea fizică încă mai rar, de 2 ore aproape. Și vedeți că chiar și luarea micului dejun și activ fizic tot este o tendință nu tare mare, nesemnificativă, dar este pozitivă, influențată de formarea acestor deprinderi de viață. Așa, un alt risc de pentru sănătate este consumul de substanțe, tutun, alcool și droguri. În principiu, el este concludent cu alte cercetări, dar oricum ne îngrijorează cifrele. Vedeți practica curentă, adică dacă au consumat o dată sau 2 ori zile în decursul ultimei luni și mai des, 15,5% din elevi fumează. O treime de băieți, 6,3% de fete fumează în ultima lună, au fumat în ultima lună. 45,3% și aproape jumătate, iată, vedeți, din elevi au consumat alcool în decursul ultimei luni, 1-2 zile și mai mult. Băieții peste jumătate de cazuri, fetele o leacă mai rar, 38%. Ceea ce ne îngrijorează e bun, că noi suntem țara, veți spune că suntem o țară care crește mult vii și asta este firesc, pe noi cel mai mult ne îngrijorează, vedeți că 12, aproape 13%, fiecare al 7-lea elev a avut cel puțin o stare de ebrietate în decursul ultimei luni, puternică. Asta este deja îngrijorător. Iarăși este îngrijorător, pare nu mult, dar asta sunt 2 elevi din 100 au consumat cannabis în decursul ultimei luni. Și spre deosebire de consumul, pe urmă, 1% au consumat droguri sintetice și 1,4% au consumat droguri intravenoase. 1,4, adică 14 elevi dintr-o mie. Și dacă îi adunăm la 44 de mii, noi vedem că avem un număr destul de care merită atenție. Și iarăși, cei elevi care au trecut prin acest curs de 2 ori și mai multe, de 2 ori mai rar, au indicat că au această deprindere riscantă. Cu sănătate sexuală reproductivă. După cum am spus, vârsta respondenților sunt 17 ani, vârsta medie, și o treime din ei, 36,5%, au indicat că sunt sexual activi. O treime din ei, cei sexuali activi, au început relațiile sexuale la 15 ani și mai devreme. Eu asta despre faptul când trebuie noi să informăm. Că noi când venim cu informațiile și ei singuri au spus-o, deja când venim la 17 ani, ei ne spun că asta e foarte târziu și analizele anterioare la noi pe programele de educație sexuală, când noi începem ori nouă, ne fac, ne întreabă centrele de sănătate prietenoase tinerilor de ce sunt cumit centrele să informeze adolescenții din clasa 11 despre prevenirea sarcinii. Păi dacă de acum ei acolo cresc că unii au și câte 2 sarcini, dacă noi nu informăm. Iată, vedeți care e realitatea. Și iarăși ne îngrijorează că 3,6% din ei prima relație a fost una forțată. Mai des o raportează fetele decât băieții. Și un factor care ne îngrijorează extraordinar de mult legat și cu drepturile omului și faptul cum aceste deprinderi de viață, lipsa lor influențează foarte negativ pe urmă integrarea socială a acestor tineri mămici. Vedeți că conform datelor furnizate de cele 20 de instituții implicate în cercetare, în ultimii 3 ani de zile au fost înregistrate 184 de sarcini la elevi și o treime din ele au abandonat studiile din acest motiv. Și iată noi de ce trebuie, de ce e legat productivitatea, economia și de educație sexuală inclusiv. Și mai departe, referitor la relațiile ocazionale, se întâmplă destul de des și pentru, mai ales pentru băieți, 42% din ei au spus că au avut în mediu 3 parteneri în decursul ultimilor 12 luni, din care 20% fără prezervativ au avut contacte. Fetele ceva mai rar au raportat astfel de situații, dar mai rar, mai des fără prezervativ, când se integrează în astfel de relații, sunt mult mai riscante. Și iarăși vă zic că iarăși aici datele ne spun că cei care au trecut prin acest curs mai des folosesc prezervativul în astfel de relații ocazionale, dacă le au. Acum cu metodele de contracepție, cu cunoștințele lor. Vedeți că numai o cincime din toți respondenții au indicat că pot folosi mai multe metode de prevenire a sarcinii și ceva mai mult. Fetele au cunoștințe mai bune, ceva mai slabe băieții.
Jumătate din respondenți focusează în primul rând pe metodele tradiționale, cum ar fi metoda calendarului și actul sexual întrerupt. Vreau să zic că iată, folosirea prezervativului e ceva mai înalt decât în alte studii similare care noi le-am făcut ultimii ani GBC, de exemplu, dar acolo erau mai multe grupe de vârstă, dar el păstrează tendințele, două treimi folosesc la primul contact și destul de consistent îl folosesc și la ultimul contact. Asta este bine. Și folosesc pastile contraceptive, iată, 8,8%, asta e un procent deja care în avansare l-am avut în alte cercetări mai mic. Dar iată, 40% nu cunosc de unde se pot să ia prezervative gratuite. Și iarăși, datele fac o corelație pozitivă. Cei care au folosit prezervativul, pastilele, printre cei care au trecut cursul, sunt cu mult mai mulți decât cei care n-au trecut cursul. Și asta de acum sunt date statistic dovedite. Iarăși informația despre HIV, parcă ne s-ar părea că s-a atât de mult s-a lucrat, dar într-un moment când programul național HIV-SIDA s-a focusat pe grupurile cheie, care este foarte important să fie, dar cumva a lăsat într-o parte grupurile generale de populație, noi vedem că aici este trebuie de depus un efort continuu, că vedem cât sunt de răspândite miturile și cunoștințele incorrecte față de HIV. O treime crede că HIV se transmite prin înțepătura de țânțari. Mai mult de jumătate de elevi cred că HIV poate fi transmis luând mâna, masa împreună cu o persoană infectată. O treime circa de respondenți au manifestat atitudini discriminatorii față de persoanele care trăiesc cu HIV și 43 consideră că prezervativ nu poate fi reduce răspândirea HIV-ului. Cum se lucrează? Deci aici iarăși despre că temele sunt, cum ele lucrează în realitate, cum se îndeplinesc aceste teme. Este foarte în curriculum, este foarte mult încă de lucru în continuare. Despre violență. Aici noi am avut surpriză în datele noastre, fiindcă un nivel destul de înalt de violență l-am identificat, pe de o parte, dar pe de alta doar o cincime dintre elevi cunosc corect toate violențele în bază de gen care au fost enumerate. Și vedeți că 48%, aproape jumătate din respondenți au menționat că au fost expuși cel puțin o dată la cel puțin o formă de violență în bază de gen, fetele ceva mai mult ca băieții, dar vreau să vă zic că diferența de gen nu este și ceea ce ne-a surprins pe noi în acest studiu, raportul despre abuzul sexual, care circa o cincime din ei au spus că au fost supuși la cel puțin o formă de abuz sexual. Aici s-are în vedere nu numai contactul sexual abuziv propriu-zis, dar și atingerile și alte momente care se consideră ca formă de abuz sexual. Și noi vedem că băieții au raportat chiar mai multe cazuri ca fetele. Ne-a surprins aceste rezultate și noi trebuie să studiem ceva mai aprofundat, să ne dăm seama care sunt rădăcinile. De obicei, studiile, această practică este mai mare pentru fete și probabil că acest subiect necesită o studiere suplimentară. Și o treime din băieți și fete au fost violenți față de ceilalți. După cum am vorbit și a vorbit și doamna Tatiana Zătăc, că este foarte și se cunoaște și la nivel internațional că noi putem să schimbăm spre bine sănătatea adolescenților ca minimum când sunt două intervenții durabile. Asta e educație pentru sănătate complexă în instituțiile de învățământ într-o relație și într-o comunicare foarte bună cu serviciile de sănătate. Și noi, iată, în studiu am văzut că, pe de o parte, avem o cunoaștere destul de bunicic, 60% de elevi cunosc despre existența centrelor Youth Clinic, poate fi și mai bună, dar deja majoritatea, o treime au fost. Desigur că este rezervă și pentru mai bine și sper că acest studiu va motiva toți să fortifice această colaborare, ca atunci noi avem mai puține rezultate negative de sănătate. Deci, în concluzie, unele le-am spus și pe parcurs, dar acum am să punctez unele momente cheie. Principalul și cel mai pozitiv rezultat este că studiul a demonstrat clar influența educației pentru sănătate în formarea comportamentelor mai puțin riscante și mai sănătoase printre elevi.
Astfel, la baza rezultatelor obținute, s-a conturat o tendință pozitivă clară printre elevi care au indicat că au studiat cursul decizii pentru un mod sănătos de viață. Aceștia au avut un nivel mai avansat de cunoștință în materie de sănătate, mai multe comportamente sigure. Nu în toate cazurile încă această legătură este una foarte semnificativă, dar trebuie de mai lucrat cu acest curs, dar este deja o tendință clară care trebuie luată în considerație. Este necesar de punctat la nivelul politicilor educaționale că performanțele educaționale și abilitățile de angajare, precum capacitatea de adaptare mai rapidă în câmpul muncii absolvenților, depind în mare parte de starea lor de sănătate. Educație pentru sănătate care o primesc, suportul psihologic, infrastructura din instituții. Și s-a conturat foarte clar necesitatea investițiilor efectuate în dezvoltarea unui mediu sigur și prietenos pentru dezvoltarea sănătoasă a elevilor, numai cu programe și cu educație, dacă nu este și un mediu sportiv, lucrurile n-au să meargă așa cum ne dorim. De ce este necesar un cadru normativ care ar susține și ar motiva instituțiile din învățământ profesional tehnic să implementeze abordarea școlilor care promovează sănătatea în conformitate cu standardele internaționale? Și desigur că implementarea obligatorie la nivelul învățământului gimnazial a educației pentru sănătate și a modelului de școli care promovează sănătatea ar putea contribui esențial la evitarea mai multor probleme de sănătate în rândul elevilor. Ceea ce am spus, că lucrurile trebuie început cu mult mai devreme, că ei când ajung în școală este prea târziu. Asta, la fel, s-a conturat necesitatea predării disciplinei, decizii pentru un mod sănătos de viață, într-un mod interactiv, participativ, prin analiza profundă a subiectelor, astfel încât acesta să fie adaptat la nevoile specifice ale diferitor grupuri de elevi, în dependență de pregătirea lor în domeniu. Mulți elevi nu erau pregătiți deloc în domeniu, alții ne spuneau că ei deja toate lucrurile acestea le cunosc încă de la gimnaziu, dacă a fost un gimnaziu mai performant. De aceea este foarte important și de valorificat opinia lor, care mai rar se valorifică. Pe parcursul predării s-a evidențiat clar nevoia de a considera necesitățile și vulnerabilitățile fetelor și băieților în funcție de gen, că ele diferă. Pentru sporirea calității pregătirii educației pentru sănătate, dar și pentru un suport eficient al elevilor, este nevoie de asigurat instruirea inițială și pe parcursul vieții a cadrelor didactice, a dirigenților, în ceea ce privește particularitățile și nevoile de dezvoltare și sănătate ale adolescenților, și fiind bine pregătite, cadrele didactice vor putea identifica precoce problemele de sănătate sau comportamentele de risc în rândul elevilor și vor oferi suport prompt acestora, inclusiv referire la servicii necesare. Studiul iarăși a evocat necesitatea fortificării suportului psihologic al elevilor din instituțiile învățământului profesional tehnic, a accesului la servicii medicale de calitate în cadrul instituțiilor și în colaborare cu serviciile sănătate prietenoase tinerilor și alte servicii relevante. În special au remarcat acest moment elevii cu nevoi speciale, care au menționat că ar avea nevoie de o supraveghere, poate un suport și medical și psihologic mai mare în decursul învățărilor. Rezultatele îngrijorătoare privind sănătatea sexuală și reproductivă subliniază necesitatea educației sexuale predate în mod obligatoriu și accesul elevilor și la de cum când ajung la colegii e târziu. Concomitent, este necesar și consolidarea mecanismului de referire despre care am vorbit anterior și ceea ce am vorbit la sfârșit despre raportarea destul de mare a cazurilor de violență în bază de gen, inclusiv a abuzului sexual printre băieți, solicită o studiere mai aprofundată a factorilor determinant și totuși este evident că subiectele legate de prevenirea hărțuirii și abuzul sexual trebuie discutate cât mai des cu elevii într-un mediu prietenos și sigur. La fel, este importantă și instituirea sau ca să fie funcțional mecanismul de identificare și raportare a cazurilor de abuz sexual. Deci, desigur că vreau să menționez, acest studiu are și el limitări, că un studiu nu poate să răspundă la toate absolut întrebările. În primul rând, el a fost focusat pe aceste 20 de instituții. El poate fi extrapolat pentru toate instituțiile din învățământul public, dar cu oarecare atenție, deoarece el a fost
reprezentativ pentru instituțiile pilot și instituțiile control, care de fapt sunt foarte tipice pentru toate instituțiile din domeniu. Alt moment este necesar de luat în considerație că studiul a fost efectuat și colectarea datelor în perioada pandemică, cu multe limitări în acces, în focus grupuri online, când era mai greu implicarea, participarea. Deci poate să fost participanții ceva mai stresați din cauza restricțiilor, asta poate să influențeze într-o oarecare măsură datele. Este important de luat cu, de tratat cu atenție discrepanțele mari în raportarea experienței sexuale pentru fete și băieți, deoarece asta se întâmplă în țările unde sunt foarte răspândite foarte multe stereotipuri de gen, cum este Republica Moldova, și dacă noi comparăm, ne uităm în alte studii unde Moldova poate fi comparată cu alte țări, nu se întâmplă așa în toate țările. Asta înseamnă că adeseori în astfel de țări ca Moldova, băieții supraraportează experiența lor, fetele subraportează și asta îi expune anumitor riscuri și pe unii și pe alții. Iată și despre violență, care necesită, încă o dată mai menționez, un studiu aparte, și despre extrapolare am vorbit, este o problemă totdeauna la noi cu bazele de date și cunoașterea numărului real de elevi care învață. Poate aici ar fi bine de perfecționat aceste baze de date de evidență, dar el în cazul planificării, proiectării cercetărilor poate fi, este așa o provocare, aș spune. Desigur că aș vrea la sfârșit, am prezentat foarte succint, momentele cheie doar, multe au rămas în acest timp, nu este posibil. Dar vreau să merg cu mulțumiri numai decât tuturor elevilor și profesorilor din învățământul profesional tehnic care și-au oferit opinie în cadrul studiilor, necătând la toate iată, situația de criză și așa mai departe. Eu sper că ei vor avea acces să audă aceste rezultate. Administrații instituțiilor implicate în cercetare pentru suport în colectarea datelor au fost foarte receptive, foarte deschise. Desigur că acesta n-a fost posibil fără suportul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în special domnului Silviu Gâncu, șeful Direcției Învățământ Profesional Tehnic, pentru asistență organizatorică în desfășurarea studiului, echipei HBC Moldova pentru asistență tehnică în elaborarea protocolului de cercetare, fiindcă noi în elaborarea protocolului de cercetare și a chestionarului am reușit și am în întrebări validate la nivel național și internațional, în special în studiul HBC. Agenții austriece pentru dezvoltare, pentru acest suport financiar și, desigur, Fondului Națiunilor Unite pentru toată asistența a fost complexă, nu, și logistică, și organizatoric, și tot oferită, și, desigur, că echipei de cercetare care, în pofida pandemiei, în pofida termenilor foarte restrânși, au urmărit să obțină aceste date, sperăm noi, importante. Vă mulțumim tuturor și asta e, pe scurt, rezultatele principale. Doamna Galina Leșcov, mulțumim foarte mult. Într-adevăr, sunt niște rezultate extraordinar de interesante și utile. Cum ați spus, astea sunt rezultate pe care le-am prezentat pe scurt. Raportul integru va fi disponibil online pentru toți cei care sunt interesați să-l analizeze și să-l studieze. Înainte de a începe sesiunea de reflecții din partea invitaților noștri asupra rezultatelor acestui studiu, vreau să vă reamintesc că acest studiu face parte dintr-un proiect pe care îl implementează Fondul ONU pentru Populație, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu sprijinul financiar al Agenției de Dezvoltare Austriacă în învățământul profesional tehnic. Și rezultatele acestui studiu relevă încă o dată importanța acelor măsuri complexe pe care ne-am propus să le implementăm în următorii câțiva ani. Și acum aș vrea să vă invit să vizionați un material video scurt care prezintă pe scurt acele activități, intervenții cu care vrem să ajungem la cei peste 6.000 de elevi din învățământul profesional tehnic din 12 instituții pilot și sperăm să avem posibilitatea să ne extindem și la alte instituții de învățământul profesional tehnic din
Republica Moldova. Vă rog, regie, să proiectați materialul video. Fetele și băieții din școlile profesionale, colegii și centre de excelență învață să devină cei mai buni profesioniști. Pentru a-i susține în dezvoltarea lor, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și cu suportul Agenției Austriece pentru Dezvoltare, ajută tinerii să obțină abilități importante de viață, cum ar fi gândire critică, comunicare eficientă, organizare și lucru în echipă, luare deciziilor, alegeri sănătoase. Astfel, parte a acestui proiect ambițios sunt 12 școli, colegii și centre de excelență, peste 6.000 de elevi, 250 de angajați, în jur de 300 de părinți și 9 companii din municipiul Chișinău și alte 7 raioane. Timp de 3 ani vom face schimbări. Vom dezvolta materiale interactive și atractive pentru elevi. Vom transforma clasele în spații prietenoase tinerilor. Vom instrui cadrele didactice și le vom organiza vizite de studiu în alte țări. Vom informa și instrui părinții, personalul instituțiilor de învățământ, al căminelor, al companiilor de afaceri implicate în proiect. Vom crea prima rețea de educatori de la egal la egal în învățământul profesional tehnic. Vom lucra împreună cu TERDESOM, Consiliul Elevilor din Învățământul Profesional Tehnic, Centrele de Tineret, Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor și alți parteneri. Deoarece doar așa putem face ca schimbarea începută aici să fie replicată în toată țara. Astfel, vom ajuta mii de fete și băieți din învățământul profesional tehnic să devină tineri informați, profesioniști buni și adulți realizați, pentru a ști cum să evite riscurile, a absolvi cu succes studiile și a se angaja mai ușor în câmpul muncii. Educație pentru viață. Dreptul meu, alegerea mea. Dreptul meu, alegerea mea. Aceasta este sloganul programului pe care îl implementăm în instituțiile de învățământ profesional tehnic. Acum aș vrea să vă invit pe toți să călătorim un pic la nordul țării, în orașul Bălți, și vreau să-l invit pe Vlad Pelin, care este elev la Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din orașul Bălți. Vlad, la fel, este membru a rețelei educatorilor de la egal la egal din învățământul profesional tehnic, care a fost creată în cadrul acestui proiect. Vlad, noi știm că tu ești la fel un membru activ în TikTok și ai foarte mulți urmăritori în rețele socializare. Spune-ne, te rog, mai mult despre rețeaua pe care o reprezinți și cum în viziunea ta tinerii pot schimba situația și rezultatele studiului pe care l-am ascultat. Te rog. Te rugăm să conectezi și microfonul ca să reușim să te auzim. Da, da. Здравствуйте, я Влад, я студент второго курса в центре. Eu sunt student prelucrare produse alimentare și, într-adevăr, sunt și membru al rețelei egal. Am ascultat și eu rezultatele care am făcut și eu cred că noi, ca și mentorii proiectului, să depunem eforturile pentru a corecta mai mare de elevi. Și astfel încât să-i putem să-i referim, să-i direcționăm către clinicile prietenoase tinerilor, care știm la sigur să ajute cu orice problemă. Dar această situație poate să fie în discuții permanentă cu elevii. Vedem să aflăm ce îi deranjează. Deci să încercăm împreună să-i ajutăm. Important să ai încredere un mentor. Noi facem lucrul să devenim noi mentori în domeniile care de sănătate, de anumite abilități, fiindcă este foarte important să ai una a unei persoane care înțelege tare mult mai bine să afli de așa decât unui prima dată încearcă față unor. Noi participăm într-adevăr în rețeaua care ne ajută pe tine să se dezvolte. Ne ajută pe noi să aflăm ce care sunt problemele de care se ciocnesc preadolescenții și să putem să le oferim informații mai rapid, cum să le ajutăm să facă față, de exemplu, pe un emotiv foarte
ridica conștiința astfel încât ei nu arde, zicem noi, și trebuie să aibă tot timpul liber ocupat cu anumite activități sănătoase, activități de voluntariat, ca să devină mult mai active. Dar pandemie să nu de exemplu, să stea doar la calculator, să mai văd jocuri, să mintează vedere, că noi avem foarte multe centri pentru de organizație non-profit. Avem țări sportive, țări gimnastică, atâta că trebuie să atragem pentru aceasta. Din acest punct de vedere, eu cred că noi ar trebui cât mai activ să atragem aceste instituții în activitățile noastre, ca ele să fie cât mai atrăgătoare pentru tineret. Viziunea ta, tinerii se pot implica în promovarea unor comportamente sănătoase. Într-adevăr, există foarte multe oportunități care trebuie să valorificate. Centre de tineret, centre de sănătate prietenoase tinerilor și sperăm foarte mult ca tu, în calitate de membru a rețelei educatorilor de la egal la egal, să aduni în jurul tău cât mai multe fete și băieți cu care să promovați în continuare un mod sănătos de viață și niște deprinderi de viață sănătoase. Mersi foarte mult! Mersi, vă bătăm! Acum aș vrea, la fel, de fapt, rămânem la nord, chiar ne deplasăm un pic spre nord și mai mult, la Cupcini. Și aș vrea să o invit pe doamna Svetlana Cocoară, care este profesoară la Școala Profesională din Cupcini și care predă disciplina decizie pentru un mod sănătos de viață, despre care s-a vorbit și astăzi în studiu și unde s-a demonstrat că la multe competențe, acei tineri care au studiat această disciplină demonstrează niște deprinderi de viață mai bune. Doamna Svetlana, noi cunoaștem că dumneavoastră, pe lângă faptul că sunteți profesoară, sunteți și un prieten al elevilor, asta auzim din partea elevilor cu care lucrați și vă implicați foarte mult în promovarea modului sănătos de viață. Spuneți-ne, vă rog, noi știm că cursul Decizie pentru un mod sănătos de viață în școala dumneavoastră nu este unul obligatoriu, dar dumneavoastră oricum îl predați. De ce credeți că este importantă această disciplină și care sunt rezultatele elevilor care studiază această disciplină? Vă rugăm! Bună ziua! Vă salutăm din partea colectivului de elevi și cadre didactice din cadrul instituției Școala Profesională din orașul Cupcii. Mă numesc Svetlana Cucoară, profesor de decizii pentru mod sănătos de viață. Vreau să zic că pandemia COVID ne-a dat o lecție de viață și chiar ne dă în continuare, din păcate, anume că sănătatea este valoarea cea mai importantă, mai ales sănătatea copiilor, pentru că ei sunt viitorul umanității. Consider că studierea disciplinii decizii pentru un mod sănătos de viață este foarte importantă, mai ales în cadrul instituțiilor de învățământ profesional tehnic. Această disciplină servește pentru elevi ca o punte sigură pentru a păși în viață, pentru a se confrunta cu problemele vieții și a se putea angaja mai ușor în câmpul muncii. Mă bucur că datele prezentate în studiul de evaluare arată că sunt niște rezultate mai bune în urma preverii acestei disciplini și ne bucură faptul că efortul depus de către noi, cadrele didactice și întreaga echipă, dau niște rezultate frumoase, am început să dea roade. Am observat că elevii au devenit mai toleranți, prietenoși, comunicativi, sunt mai responsabili, sunt mai cu multă inițiativă, posedă mai multe deprinderi practice, au mai multă încredere în forțele proprii. Am început să predau disciplina dată din anul 2020.
Și până la studierea acestei discipline am observat că pentru ele ca surse de informare în educație și în domeniul sănătății am în vedere seama prietenii, rudele, internetul, dar în cadrul acestei discipline ei au aflat despre serviciile gratuite și accesibile ale centrelor de sănătate prietenoase tinerilor, despre persoanele de încredere la care se pot adresa în caz de depistarea unor situații de risc. Fiind informați, evită mai ușor problemele de sănătate fizică și mentală, ei dezvoltă comportamente legate de sănătate reproductivă, la fel evită cu ușurință diferite forme de abuz, ce se vede foarte bine din activitatea noastră, deoarece ei, cunoscând situațiile de risc, aplică deja un comportament mai constructiv. Sunt mai precauți, în genere, față de sănătatea lor. De acum diminuează consumul de alcool și chiar exclud substanțele, folosirea substanțelor psihoactive. Aducem sincere mulțumiri din partea tuturor cadrelor didactice, deoarece datorită activității de instruire în cadrul proiectului suntem mai bine pregătiți și putem identifica precoce problemele de sănătate sau comportamentele de risc în rândul elevilor. Consider că prin studierea acestei discipline, adolescenții pot transmite un mesaj puternic întregii societăți despre valoarea, despre viitoarea lume pe care ne-o dorim să o avem. Vă mulțumesc! Doamna Svetlana Cucoară, vă mulțumim foarte mult și mă bucur mult să văd elevii în jurul dumneavoastră cu toate măsurile de protecție pe care le respectați în această situație de pandemie și din câte vedem noi aici, sunteți în clasa care a fost renovată și echipată în cadrul proiectului pe care îl susține Fondul ONU pentru Populație și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare. Sperăm că aveți acum și un mediu favorabil și prietenos ca să discutați aceste subiecte într-un spațiu și o atmosferă plăcută pentru toți. Vă mulțumim foarte mult pentru reflecțiile dumneavoastră. Eu sper că mesajul pe care l-ați transmis a fost auzit de către tineri, a fost auzit de către profesori, de către reprezentanții Ministerului despre importanța predării acestei discipline pentru tineri și noi vă vom fi alături în următoarea perioadă pentru a vedea cum putem contribui și îmbunătăți acest curs prin materiale de suport, careva materiale interactive care să vină în ajutorul profesorilor de a preda acest curs și aceste subiecte importante. Vă mulțumim foarte mult! Acum aș vrea să ofer cuvântul domnului Günther Zimmer, care este șef la Biroul de Cooperare și Coordonare de la Ambasada Austriei din Chișinău. Este agenția care oferă suportul financiar pentru implementarea acestui proiect. Domnul Zimmer, vă salutăm și vă rog să ne spuneți despre suportul ADA în acest sens și de ce considerați că este important ca tinerii, pe lângă profesia pe care o obțin și o însușesc în învățământul profesional tehnic, ar fi bine să obțină și careva deprinderi de viață sau deprinderi sociale. Vă rugăm, aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte frumos, Natalia. Vreau să vă salut cordial, doamna secretar de stat, statică și doamna secretar de stat Grâu, și colegii noștri, evident, de la UNFPA, reprezentanții instituțiilor, studenții și ceilalți oaspeți virtuali prezenți astăzi. De la început, la începutul activității ADA în Moldova, în 2004, ADA a avut un accent puternic pe a ajuta sectorul profesional tehnic. Acest interes se bazează pe impactul uriaș pe care
educația o are asupra educației și vieții oamenilor. E ceea ce noi putem să observăm în Austria, dar de asemenea și în alte țări europene, cu mulți ani de experiență în crearea unui sistem robust de educație profesională tehnică, experiențele pe care Austria și alte țări europene le arată este că asigurând educația bazată pe abilitățile de viață și comportamente sigure, noi garantăm șansele de dezvoltare sustenabilă a Republicii Moldova și prosperitatea cetățenilor săi. Nouă ne pare foarte bine că atât ministerul, ambele ministere, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Partenerii de Dezvoltare și de asemenea clinicile naționale tinerilor, care sunt toți aici pentru a discuta soluțiile pentru beneficiul tinerilor. De asemenea, vreau să felicit Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și toți partenerii acestuia pentru efortul comun de a asigura accesul tinerilor din diverse profesii tehnice la educație de sănătate. Aceste rezultate pe care le-am auzit astăzi puteau fi și mai rele. Deci atunci când am pavat drumul împreună cu UNFPA pentru a asigura dezvoltarea abilităților de viață pentru elevii din profesii profesional tehnic, a fost cu scopul de a contribui la susținerea elevilor pentru a se bucura de o sănătate mai bună și de a avea acces la mai multe oportunități în viață. Studiul care a fost prezentat astăzi este fundamentul pentru noi, care ghidează acțiunile noastre viitoare în a realiza scopurile noastre comune. Noi am observat că rezultatele acestui studiu au evidențiat rolul foarte mare a lecțiilor pentru o abilitate abilități bune pentru viață și abilități pentru tineri care duc spre o integrare mai bună în piața forței de muncă pentru tineri și asigură o viitor prosper pentru ei și pentru comunitățile în care ei sunt activi. Prin oferirea tinerilor acces la abilități de viață și educație în sănătate, investind în curiculă și formarea profesorilor, noi permitem studenților să poată să facă fața problemelor din viața cotidiană, la asemenea problemelor din forța de muncă și toate cunoștințele pe care ei le au din acest studiu este foarte important, nu doar pentru tineri, nu doar pentru elevi, dar este important pentru fiecare, care, pentru toți care fac parte din această piață a forței de muncă. Noi trebuie să cunoaștem, să știm că în viețile noastre este foarte important, este obligatoriu, dacă vrei să supraviețuiești, să lucrezi 40-48 de ani, ca să asiguri că ai o viață bună și ai un standard bun de viață. Trebuie să cunoaștem că începând cu tinerețea, dar și mai târziu, când devii adult, noi avem sarcina să asigurăm un comportament bun, deci sănătos. Și este foarte important că oamenii să fie sănătoși pentru ca să poată să lucreze pe piața forței de muncă. Și un angajator nu este gata să angajeze oamenii care nu au o stare bună a sănătății sau au probleme de sănătate mentală. Deci eu vreau să încurajez pe toți voi, de la cei tineri până la cei în etate, să vă îngrijiți de sănătate și să aveți un echilibru bun a vieții personale și profesionale. Acest studiu ne oferă foarte multă informație în ce privește modul în care putem să abordăm lucrurile mai bine în viitor și cum putem să încurajăm pe cei tineri să se îngrijească de ei. Care sunt necesitățile tinerilor pentru a se proteja și pentru a avea un acces mai bun pe piața forței de muncă. Cu acest proiect comun, nou, ne pare foarte bine că noi putem să susținem elevii cu instrumente corespunzătoare pentru a lua decizii informate, pentru a rezolva probleme, pentru a se gândi critic și creativ, de asemenea, să comunice în mod eficace, să creeze relații de toate, să fie empatici cu alții și să aibă vieți
sănătoase, abilitățile necesare pentru fiecare angajator, abilitățile pe care fiecare angajator le caută în angajatorii, în angajații săi. În cele de urmă, vreau să vă asigur că ADA, împreună cu UNFPA, este gata să asiste utilitară pe direcția și dată și să sporească practicile bune de la sală. Noi vrem să sporim acest parteneriat cu UNFPA și Ministerul Educației și Ministerul Sănătății și să îmbunătățim viețile și cariera tinerilor de asemenea. Mersi foarte frumos și felicitări pentru aceste constatări foarte bune ale studiului. Mersi mult! Mulțumim frumos, domnule Günther Zimmer, și mulțumim încă o dată Agenției Austriece de Dezvoltare pentru suportul oferit instituțiilor din învățământul profesional tehnic. În cadrul acestui proiect acoperim 12 instituții, cum ziceam, și sperăm foarte mult să vă avem alături și să avem suportul financiar al dumneavoastră pentru a ne extinde în Republica Moldova și în alte instituții din învățământul profesional tehnic cu acele măsuri complexe despre care discutăm astăzi pentru o dezvoltare armonioasă a tinerilor. Acum aș vrea să o invit pe doamna Nighina Abasadă, care este reprezentantă rezidentă la Fondul ONU pentru Populații în Republica Moldova, să auzim și reflecțiile dumneiei în acest sens. Noi avem dovezi la Fondul ONU pentru Populații că educația comprehensivă privind modul sănătos de viață și deprinderile de viață schimbă viața fetelor și băieților și le dă posibilitate să-și realizeze pe deplin potențialul. Doamna Nighina Abasadă, în urma auzirii rezultatelor studiului, care sunt reflecțiile și recomandările dumneavoastră pentru Republica Moldova în acest sens? Vă rugăm! Thank you very much, mulțumesc frumos, Natalia! Mersi mult! Este bine să văd toți partenerii noștri dragi, domnul Zimmer și managerii de la școală și cei tineri. Noi toți suntem o mare familie și sunt mișcată și inspirată de această discuție de astăzi, pentru că ține de aspectul fundamental pentru orice, pentru când e vorba despre sănătate și bunăstarea elevilor. Imaginați-vă că noi acum avem mai mult de 10.000, 10.000 care văd pe noi, ne privesc pe noi. Ei privesc acest eveniment suplimentar la peste 88.000 conectați prin Zoom. Deci noi suntem, avem o acoperire mare și faptul că avem această discuție, sunt sigură că noi contribuim la eforturile pentru a asigura o mai bun viitor pentru tineri, pentru a trăi o viață productivă și fericită și trebuie să investim în sănătate, educație și în tinerii noștri. Ieri, UNFPA a lansat raportul său evoluțional care se numește este pentru 2020 raportul respectiv. Acest raport a pus accent pe integritate și autonomie corpului. Raportul în mod clar dovedește că educația comprehensivă în sănătate este importantă, foarte importantă, aspect foarte important pentru a asigura că asigura bunăstarea și sănătatea tinerilor. Deci accesul la educația comprehensivă de sănătate este o precondiție în acest sens, pentru că, așa cum a fost spus ieri în lansarea noastră, deci oferă siguranță, decizii informate, cunoștințe pentru viață. Și, de asemenea, abilitează tinerii pentru a se adopta comportamente sănătoase și îi pregătește pentru relații sănătoase și mai bune locuri de muncă. Asta înseamnă familii mai puternice, un mediu de lucru mai bun și comunități mai dezvoltate în țări. Deci, noi, ceea ce am aflat astăzi despre cunoștințele și comportamentele tinerilor în instituțiile din Moldova, în ce ține de sănătate și bunăstare, într-adevăr, sunt îngrijorătoare, pentru că ce am văzut noi este că tinerii raportează mai multe probleme de sănătate mentală, în special pe parcursul pandemiei. De asemenea, sunt expuși la cel puțin una
Deci o formă de violență bazată pe gen. Noi vedem că relațiile neprotejate sunt destul de comune, obișnuite de asemenea și de asemenea sunt prezente și probleme ce țin de sănătate. Deci peste 40.000 avem foarte câteva mii de studenți în învățământul tehnic în Moldova și toți au aspirații foarte mari, deci ca cetățeni a acestei țări și în acest motiv noi trebuie să recunoaștem și înțelegem riscurile și provocările cu care ei se ciocresc și să le abordăm. Deci mi-aduc aminte istoria unei fete tineri, Mariana, care ne-a întâlnit în unul din școlile educaționale tehnice. Deci ea, la vârsta de 16 ani, a fost atenționat și a trebuit să plece din școală. Mariana ne-a spus că ea nu credea că aceasta să se întâmple, pentru că ea nu știa că ea putea să devină gravidă chiar după o singură act sexual de protejat. Această istorie nu este unică. Una din 5 fete care au devenit gravide în școală au abandonat școală. Comportamente riscante, inclusiv violența, alcoolul sau abuzul de substanțe, pun sub risc viitorul multor fete și băieți și potențialul lor de a realiza visele lor. Deci, un alt studiu care a fost autorizat acest studiu este că tinerii din învățământul tehnic au cel puțin un părinte în sănătate. Asta înseamnă că școala rămâne una din instituțiile care le oferă suport zilnic. Dar, de asemenea, vreau să evidențiez și aspectul pozitiv. Deci, atunci când vedem datele în acest studiu, sunt destul de alarmante, însă, în același timp, ele ne oferă niște optimism, de asemenea, și foarte comune. Sper că putem să aducem schimbare. Ceea ce vedem în mod clar din acest studiu este că există o îmbunătățire foarte clară în ce privește cunoștința și comportamentele elevilor după ce ei merg la subiectul deciziei pentru o stil de viață sănătos. Deci sunt soluții care vin de la profesori în acest sens. Deci în sistemul învățământului sau tehnic noi avem acest curs care este foarte important, dar această disciplină este obligatorie doar în colegii și centre de excelență, nu și în toate școlile profesional tehnice. De ce este necesar să facem ca acest curs să fie obligatoriu în toate școlile, dar de asemenea să integrăm elemente a educației de sănătate în general în curicula școlară. Noi cunoaștem că pentru unii elevi, unele subiecte sunt foarte sensibile, iată de ce noi ne-am angajat cu ADA să creăm să oferim suport și instruire pentru profesori în acest curs. De asemenea, este important să avem mecanisme pentru a oferi abilități și informații elevilor pentru o comportament sănătos. De ce ne susținem rețeaua de educație și educatori în instituțiile tehnice și acesta este un element critic. Deci, de fapt, acest studiu ne-a dovedit că, punct de vedere a educației în sănătate, este necesar de a merge mai departe și de a consolida eforturile noastre comune. Deci, eu vă mulțumesc frumos pentru angajamentul comun care vine de la ambele ministere, Educației și Ministerul Sănătății. Și, de asemenea, de toate școlile profesional tehnice, mersi frumos pentru dinamica voastră și gândirea voastră inovatoare. Sper că toate provocările și oportunitățile care le discutăm astăzi vor fi abordate la nivel de politici și sper că noua strategie în educație care este în dezvoltare acum, de fapt, reprezintă o fereastră de oportunitate pentru noi toți. Așa, ca UNFPA, vreau să vă asigur că noi suntem angajați pentru a oferi toată asistența tehnică și suportul necesar și prin eforturi comune să mișcăm această inițiativă mai departe. Și în cele de urmă, vă mulțumesc foarte frumos ADA și Guvernului Austriei pentru
suportul și angajamentul extraordinar pentru a crește o generație sănătoasă și, și fericită în Moldova. Da, este un drum plin de hopuri, dar vom trece împreună prin el. Împreună. Și ceea ce spunem noi de obicei, deci este un drum cu spini care ne duce spre stele. Deci mulțumesc frumos pentru că sunteți cu noi astăzi și avem mult lucru de a face împreună. Mulțumesc mult! Vă mulțumim foarte mult, doamna Nighina Abasad. Într-adevăr, cum ați spus, există soluții. Există soluții aici în Moldova, există soluții pe care le putem importa din alte țări pentru a promova o dezvoltare armonioasă în rândul tinerilor și a asigura această tranziție sănătoasă către o viață matură, către succes pe piața forței de muncă, așa încât fiecare fată și băiat din Republica Moldova să-și realizeze pe deplin potențialul său. Vreau să mulțumesc tuturor invitațiilor pentru reflecții asupra studiului și acum aș vrea să deschidem panelul de discuții pentru toți cei care sunt conectați astăzi cu noi la acest eveniment, să vă exprimați opinia și am dorit foarte mult să ne focusăm în special pe acele recomandări care țin de cooperarea intersectorială și cum toate sectoarele care sunt și sectorul educației și sectorul sănătății, colegii care sunt conectați din societatea civilă, școlile, din învățământul profesional tehnic, colegiile, părinții, toți cei care ne urmăresc și sunt conectați, sunteți acum invitați să vă exprimați opinia și să veniți cu recomandări adiționale. Persoanele care doresc să se exprime și să discute, vă rugăm fie într-adevăr să ridicați mâna sau să vă menționați numele în chat. Aș vrea acum să o invit, mă uit așa, cine și-a exprimat dorința de a discuta. Poate nu neapărat în ordinea care a fost indicat. Aș vrea să invit pe doamna Elena Madan, care este director la Terre de Zom, este o organizație parteneră și partenerul, de fapt, unul din partenerii de bază în proiectul pe care îl implementăm în învățământul profesional tehnic. Elena, te rog. Mulțumesc mult, Natalia. Bună ziua tuturor. Reprezint Fundația Terre des Hommes în Moldova. Suntem o organizație de protecția copiilor și împuternicirea tinerilor. Așa cum am menționat, Natalia, suntem și parteneri de implementare a UNFPA în proiectul actual de lucru cu școlile profesionale. Aș vrea, în primul rând, să vă felicit pentru studiul pe care l-ați făcut și pentru faptul că rezultatele sunt foarte informative atât pentru noi cât și pentru toată lumea și vreau să punctez câteva momente din observațiile noastre în lucru cu școlile profesionale care sunt cumva confirmate de rezultatele acestui studiu. În primul rând, necesitatea pentru elevi de a avea un mediu prietenos și sigur atunci când învață despre subiecte sensibile, așa cum este sănătatea mentală, sănătatea fizică, sănătatea reproductivă, atunci când elevii se simt în siguranță, atunci informația devine mult mai accesibilă pentru ei. Noi am observat acest lucru prin lucrul cu rețeaua de educatori de la egal la egal pe care o împuternicim în cadrul acestui proiect. Atunci când am început lucrul anul trecut, prima observație a fost că elevii se simțeau mai rușinați, mai retrași, mai puțin activi. Și doar după câteva luni de lucru împreună, de împuternicire, îi vedem mult mai deschiși, mai cooperativi, mai dornici de discuții, foarte interesați de subiectele pe care le abordăm împreună. Și lucrul ăsta ne bucură foarte mult. Deci vedem chiar o schimbare semnificativă în comportamentele lor.
Al doilea moment care vreau să-l punctez este accesul la educația non-formală. Așa cum a menționat și doamna secretar de stat, doamna Grâu, copiii caut răspunsuri la întrebări pe care nu le găsesc neapărat în educația formală, da? Deci în educația profesiei pe care o învață la școala profesională. Și atunci accesul la metodele non-formale de educație sunt foarte importante pentru a găsi aceste răspunsuri ce țin de viața de adult, de relaționare. Și vrem foarte mult să încurajăm toți actorii implicați, astfel ca școlile profesionale să aibă mai mult acces la formele de educație non-formală, pentru că, iarăși din observația noastră, școlile profesionale mai puțin au avut acces la forme de educație non-formală decât instituțiile de învățământ general. Și aici aș vrea să transmit și un mesaj pe care l-am primit de la tinerii din școlile profesionale, în special acum când educația se petrece online. Noi vedem că tinerii din școlile profesionale petrec mult mai mult timp online decât elevii în școlile generale, pentru că au și partea teoretică de lecții online, dar și partea practică online. Și această oboseală, stres, diminuarea vederii care a fost menționată în studiu se confirmă prin mesajele pe care noi le primim de la tineri. Și aici este un moment la care sper să se reflecteze la nivelul organizării modului de învățare în școlile profesionale pe viitor. Și al treilea moment pe care vreau să-l punctez este vocea tinerilor. Tinerii vor să fie auziți, tinerii vor să fie ascultați și atunci când li se dă această oportunitate, ei se simt mult mai împuterniciți. Și vă dau un exemplu foarte simplu. Zilele trecute, când a fost marcată Ziua Mondială a Sănătății, i-am provocat pe elevii din școlile profesionale unde intervenim să vină cu mesaje, ideile lor despre sănătate. Și să vedeți ce mesaje frumoase am primit de la ei și chiar o inițiativă deosebită în care elevii au pus împreună aceste mesaje într-un video care ne l-au expediat nouă la ora 10 seara, deci după lecții, după toate activitățile pe care le-au făcut. Un video foarte frumos care vă invit să-l vedeți atât pe pagina UNFPA cât și pe pagina Terdezon, în care o să vedeți niște mesaje foarte frumoase primite de la tineri, în care ei vorbesc cât de important simt ei că este sănătatea pentru ei și pentru viața lor. Așa că vă invit să îi auziți și să-i ascultați pe tineri cât mai mult. Vă mulțumesc! Elena, mulțumesc tare mult pentru reflecțiile tale și care vine, sigur, din experiența pe care o are organizația, pe care o conduci în instituțiile de învățământ profesional tehnic și mersi încă o dată pentru reiterarea mesajului de a asculta tinerii și de a întreba mai des modul în care vor să fie organizate lucrurile, subiectele pe care vor să le învețe și să le discute. Mersi foarte mult pentru recomandările pe care le-ai adus. Acum aș vrea, mă uit cine și-a mai exprimat dorința să discute. Doamna Valentina Bodruc, vă rugăm. Da, bună ziua tuturor, mulțumesc frumos, Natalia. Valentina Bodruc-Lungu, eu sunt profesor universitar Universitatea de Stat din Moldova și președintele Gender Centru, expert în cadrul programului Educație pentru Sănătate. În primul rând, felicitări echipii de cercetare. Eu cred că studiul realizat este un instrument valoros în activitatea noastră și exact vine să confirme importanța eforturilor și continuării activității noastre. Pentru că s-a văzut foarte clar delimitările dintre cei care au parcurs cursul și cei care, cu regret, nu au avut acces. Așa că, Galina, eu chiar apreciez efortul ăsta comparativ, că asta este foarte valoros. Al doilea aspect important, dumneavoastră veniți prin studiu să confirmați acele ipoteze cu care noi am venit în cadrul programului,
Și în primul rând eu m-aș referi și la, de fapt, și la nivelul de cunoștințe și atitudine față de violența în bază de gen, ceea ce mă preocupă acum pe ultima dimensiune cu care noi lucrăm cu echipa UNFPA și UN Women, este exact și aspectul de hărțuire sexuală și am văzut care necesită o abordare mai în profunzime, în special referitor la atitudinea fetelor și băieților, pentru că noi am înțeles că foarte mulți din ei, în genere, habar nu au în ce, de exemplu, constă diferența dintre hărțuire sexuală și flirt, căci multe activități ei le consideră flirt și încercare de a atrage atenția asupra propriei persoane sau autoafirmare din contul altor persoane. Un element important rămâne lucru cu cadrele didactice, care chiar au nevoie de informare, apropo și de suport și un element important pentru Ministerul Educației, cred că trebuie să ne gândim, cred că, la un program de reziliență psihoemoțională a cadrelor didactice, care în aceste condiții sunt foarte stresate, la fel ca și copiii, având dublă, tripla responsabilitate. Dar ca recomandare susțin și mă bucur că am fost într-un gând cu echipa de cercetare că avem totuși nevoie de structurat mecanismul de reportare a cazurilor de hărțuire sexuală și în acest sens noi venim cu propunerea pentru Ministerul Educației să încercăm să discutăm, să explorăm varianta de a include în cadrul normativ existent să stipulăm cumva și această dimensiune cum se raportează cazurile de hărțuire sexuală și, și cine poate interveni și în ce modalitate. Pentru că am simțit lucrul ăsta cu o bună parte din cadrele didactice au o reziliență față de acest subiect, dar știți de ce? Pentru că au mai trecut prin experiența că a raporta cazuri de violență este foarte incomod pentru unele instituții de învățământ. De aceea noi trebuie să ne gândim nu din perspectiva că vom pedepsi aceste instituții, dimpotrivă să încurajăm cum putem împreună ajuta copiii noștri să prevină cazuri de abuz sexual, hărțuire sexuală, să pregătim cadrele didactice să facă față provocărilor, dar și să ajutăm copiii să aibă un instrument funcțional unde pot apela, cum pot apela, dar și ceea ce este important, cum pot primi ajutor. Și de la cine pot primi ajutor. Eu mulțumesc tuturor și apreciez foarte mult realizarea acestui studiu, dar și parteneriatul deja creat cu instituțiile din învățământul profesional, echipa UNFPA, echipa Ministerului Educației și colaborarea intersectorială cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Eu cred că în efort comun noi putem schimba lucrurile spre bine și deja aici studiul ne demonstrează unele tendințe care noi trebuie să le fortificăm. Mulțumesc frumos! Doamnă Budrugu, mulțumim foarte mult și anume pentru faptul că v-ați referit la o recomandare foarte concretă, o intervenție la care putem să începem să lucrăm și deși au fost și făcute eforturi până acum în acest sens, sper să putem într-adevăr implementa acel mecanism despre care ați vorbit de identificare și raportare a cazurilor și nu atât într-adevăr pentru mecanisme de pedeapsă, cât mai mult pentru ca un mecanism de prevenire, de recunoaștere a acestor cazuri, un mecanism de prevenire, pentru că studiul într-adevăr arată că tinerii încă nu sunt pe deplin în situație să recunoască toate formele de violență sau abuz care se pot întâmpla cu ei. Vă mulțumim foarte mult. Eu sper Ministerul Educației, Culturii și Cercetării cu siguranță o să fie deschis pentru a discuta acest subiect mai în detaliu. Acum aș vrea să o invit, din câte văd și-a exprimat dorința, și Elena Caisan Popa de la Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor Amigos. Elena, vă rugăm! Bună ziua și felicitări pentru acest eveniment foarte frumos și important pentru noi ca specialiști și pentru tineri care, într-adevăr, sunt viitorul și bucuria noastră pentru viitor. Într-adevăr, fiind specialist în domeniul adolescenților de 3 ani, îmi dau seama cât de important este suportul nostru, tuturor, a celor care se implică în informarea și în prevenirea multor
probleme de sănătate reproductivă și în gen de modul prin care se dezvoltă acești tineri. Dacă cei din oraș au acces mai mult la informare, la implicare în activități de voluntariat și alte chestii ce țin de dezvoltarea tinerilor, păi din păcate cei care sunt în școli profesionale au limitare în aceste servicii. De asta, nu numai odată, noi cei din cadrul familiei mari, eu în clinică, vin cu îndemnă, că suntem lângă dumneavoastră, ca profesioniști, persoane de resurse, persoane care suntem aproape de adolescență și tineri care au nevoie de ajutorul nostru comun. Desigur, mulțumim tuturor care se implică în dezvoltarea premiselor de implicare în activitate de voluntariat și acțiuni pentru dezvoltarea adolescenților și suportul din partea persoanelor de resurse, tot noi suntem, da? Atunci când nu vă puteți neați ca profesioniști implicați, suntem noi, cei din mai aproape, diferit, altfel, creativ, lângă ei, ca să implicăm și să mișcăm din loc, să fie și mai deschiși, să avem cu cine bucura în ziua de mâine. Eu vă mulțumesc mult și încă o dată noi rămânem persoanele de lângă dumneavoastră împreună cu doamna Galina Leșco și cele 40 de centri prietenați tineri din toată Republica Moldova. Noi ne bucurăm că în fiecare an, într-adevăr, tinerii noștri care sunt implicați în activitate sunt mai creativi și mai liberi. De asta vrem să avem o generație sănătoasă și pe asta mergem. Vă mulțumim mult, sănătate, putere și doar lucruri frumoase. Mersi mult! Elena, mulțumim foarte mult și mulțumim întregii echipe de la rețeaua Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor Youth Clinic, care într-adevăr sunt parteneri importanți în acest program și deschiderea aceasta de cooperare atât din partea instituțiilor de învățământ profesional tehnic și rețeaua Youth Clinic pentru o cooperare mai strânsă, pentru a face așa ca tinerii să cunoască unde sunt aceste centre, cum pot apela, la ce activități pot participa, așa că vă mulțumim foarte mult și sperăm să avem o cooperare și mai intensă. Dacă cineva dintre cei care ne urmăresc și ne ascultă ar dori să se mai exprime, aveți posibilitatea să vă deconectați microfonul sau să ne scrieți comentarii în chat. Vă rugăm! Așa. Ok, în acest caz, oricum, cred că am ajuns și la finele acestui eveniment. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat și au exprimat opinia și recomandările lor. Cum ziceam, este un început, este un studiu la începutul acestui proiect și acestui program, un studiu inițial în baza căruia vom dezvolta o campanie intensă de comunicare în rândul studenților, elevilor din învățământul profesional tehnic. Vor urma un șir de instruiri pentru profesori, materiale interactive pentru cursul Decizii pentru un mod sănătos de viață. Așa că urmăriți-ne, fiți alături de noi în acest suport pe care încercăm să-l oferim tinerilor din Republica Moldova pentru dezvoltarea lor armonioasă și pentru o tranziție cu succes pe piața forței de muncă. Vă mulțumim tuturor și vă dorim în continuare o zi reușită!